și haideți să povestim despre aplicația DesoMark. Aceasta a fost scrisă la inițiativa lui Dan de a colabora pe partea de iOS și de a scrie o aplicație iOS a revistei, practic un reader și devenind astfel un, având astfel un nou canal de comunicare. Dar înainte de a ajunge la aplicație, trebuie să vă prezint câteva date despre revistă până acum, niște statistici generale care cred că au valoare în contextul actual. Până acum am avut 260 de articole publicate, 260 în română, 260 fiind de asemenea restul fiind și în engleză. Iar autori am avut peste 120, marea majoritate fiind locali din Cluj și care cred că au construit astfel o comunitate. În total, de când am pornit din februarie anul trecut, am avut 21.000 de vizitatori diferiți, iar ca și număr de afișări, 74.000, care cred că zice ceva despre promovarea până la urma grupului de IT din Cluj, în primul rând, și din România. Iar geografic, majoritatea vizitatorilor fiind din Cluj, urmează București, după care Iași. Și tot vorbind de comunitate, am construit practic în jurul bazându-ne pe Facebook. De ce pe Facebook? Pentru că e cel mai ușor mod de a comunica cu cineva, după părerea mea. Și ne dă acces foarte rapid la multă lume. Dar un mod de comunicare fără să facem neapărat reclamă, fără să cumpărăm like-uri sau chestii de genul ăsta, pur și simplu a crescut o dată până la numărul ăsta. Newsletter avem 257 de membri până acum. Nu știu dacă ați urmărit canalul de YouTube. Avem câțiva subscriber, dar cred că unul mai important sunt vizualizările și practic toate conferințele care le transmitem. Și acolo se pot vedea după aceea și, cum vă ziceam la început, am avut 10 lansări. Și am duce în tot contextul ăsta, o aplicație mobile pentru revistă care, practic, să ajute toți cititorii de pe, deocamdată, iPad și iPhone să citească revista atâta vreme cât sunt online, cred că e binevenită. Nu știu dacă a citit înainte revista pe iPad, era destul de greu de citit. Cam aceasta este revista. Am făcut împreună, de asemenea, cu colegii de la Gemini, care s-au ocupat de partea de UI, iar tot ce a însemnat dezvoltarea aplicației a fost făcut de către Scribilă. Practic, avem conținut dedicat acestor device-uri. Toate articolele TSM de până acum sunt disponibile. Unele s-ar putea să nu fie în format complet și atunci avem o pagină de la isu.com, dar totul un mod plăcut de a face. Mult mai plăcut decât era până acum. Posibilitatea de a părtăși articole cu prietenii prin e-mail sau rețele sociale. Română și engleză. Cred că e important să avem deschidere și să nu fie numai, să nu fie numai română revista, deși un efort suplimentar destul de mare. E important să fie și în engleză ca să se vadă, de fapt, ce facem aici. Iar, așa cum ziceam, efortul a fost comun al celor companii, care este un exemplu de colaborare pentru a avea, până la un proiect în sprijinul comunității. Cam atâta, eventual, nu știu, Tudor, prezinti eu, o prezint eu. Prezint și eu echipa. Ok, păi tu urmezi și atunci, eventual, prezentăm împreună echipa. Haideți, practic, Tudor a fost team lead-ul echipei de AVS. Păi, că stai să prezentăm și echipa. Da, să prezentăm echipa. Project manager pe Gabriel Botiș. Vreau să zicem pe ceare. Daniela Pugaru. Absolut. Așa. Pe asta mulțumim și
lui Ovidiu și Dan, care, Dan, te rog, care din păcate nu era cu prezență. Da, Dan a putut fugi de acasă. Ok, păi Tudor, îți dau ție atunci cuvântul. Tudor ne va povesti un pic și despre partea mai tehnică a lucrurilor, poate? Și... Nu voi intra foarte mare detaliu. În partea tehnică o să prezint majoritatea feature-urilor care ajută, care practic face diferență. De ce a fost nevoie?